Bună ziua, copii! Suntem la Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă, eu sunt Nadia, bine v-am găsit la Storytime Online. Și iată că vacanța mare, puțin câte puțin, își ia adio de la noi. Sper că ați savurat din plin din această vară și sper că sunteți dornici și nerăbdători să plecați la școală. Și o să vă vedeți în curând cu colegii voștri de clasă, cu dragii voștri profesori și învățători. Și eu sper că următorul an care vine să fie unul plin de cunoștințe noi și de emoții frumoase. Și felicitări cu sosirea noului an școlar. Și astăzi vreau să vă prezint o carte, Owl at Home, by Arnold Lobel. Această carte cuprinde 5 povești. Eu astăzi vă citesc 2 din ele. Și prima poveste va fi Strange Bumps. Denivelări ciudate. Oare ce or fi aceste denivelări ciudate? Haideți să aflăm. Owl was in bed. "It's time to blow out the candle and go to sleep," he said with a yawn. Then Owl saw 2 bumps under the blanket at the bottom of his bed. "What can those strange bumps be?" asked Owl. Așa, bufnița a plecat la culcare. S-a acoperit cu iorganul și a văzut 2 denivelări ciudate. Iată aici. Și se întreba, oare ce fel de denivelări sunt acestea? Owl lifted up the blanket. He looked down into the bed. All he could see was darkness. Owl tried to sleep, but he could not. "What if those 2 strange bumps grow bigger and bigger while I'm asleep?" said Owl. "That would be not pleasant." Așa, ce-a făcut bufnița? A ridicat iorganul sus și tot ce a văzut sub iorgan a fost doar picioarele ei și întunericul, da? Nici o denivelare ciudată n-a văzut. Owl moved his right foot up and down. The bump on the right moved up and down. "One of those bumps is moving," said Owl. Owl moved his left foot up and down. The bump on the left moved up and down. "The other bump is moving," cried Owl. Owl pulled all of the covers off his bed. The bumps were gone. All Owl could see at the bottom of the bed were his own 2 feet. Așa, bufnița a ridicat un picior. Denivelarea s-a mișcat, a ridicat celălalt picior, s-a mișcat și cealaltă denivelare, da? Când a dat la o parte iorganul, a văzut doar cele 2 picioare. "But now I am cold," said Owl. "I will cover myself with the blankets again." As soon as he did, he saw the same 2 bumps. "Those bumps are back," shouted Owl. "Bumps, bumps, bumps! I will never sleep tonight!" Așa, s-a făcut un pic răcoare bufniței și bufnița s-a acoperit înapoi cu iorganul, da? Și ce s-a întâmplat? Au apărut denivelările din nou. Owl jumped up and down on top of his bed. "Where are you? What are you?" he cried. With a crash and a bang, the bed came falling down. Așa, ce-a făcut bufnița? Speriată, a sărit în sus și a strigat la cele 2 denivelări, da? Să vedem ce se întâmplă în continuare. Owl ran down the stairs. He sat in his chair near the fire. "I will let those 2 strange bumps sit on my bed all by themselves," said Owl. "Let them grow as big as they wish. I will sleep right here where I am safe." And that is what he did. Așa, ce-a făcut bufnița? A fugit pe scări în jos, s-a așezat în fotoliu și a dormit în acest fotoliu lângă o candelă, da? Așa, și-a lăsat acele 2 denivelări ciudate să doarmă în patul ei.
Așa că a fost amuzantă această povestioară. Ce au fost acele două de nivelări ciudate pentru bufniță? Picioarele bufniței, da? Genunchii bufniței. Bine, sper că v-a plăcut această povestioară amuzantă și acum vreau să vă mai citesc încă una. Owl and the Moon. Bufnița și luna. One night, Owl went down to the seashore. He sat on a large rock and looked out at the waves. Everything was dark. Then a small tip of the moon came up over the edge of the sea. Așa. Într-o zi, bufnița a plecat pe litoralul unei mări, da? Și s-a urcat pe o stâncă și a văzut luna. Owl watched the moon. It climbed high and high into the sky. Soon the whole round moon was shining. Owl sat on the rock and looked up at the moon for a long time. If I am looking at you, moon, then you must be looking back at me. We must be very good friends. Așa, și ce făcea bufnița aici? Privea luna, da? Luna era sus, sus, sus în cer. The moon did not answer, but Owl said, I will come back and see you again, moon. But now I must go home. Owl walked down the path. He looked up at the sky. The moon was still there. It was following him. Așa. Bufnița a plecat acasă, dar luna ce făcea? Îl urmărea, da? Urmărea bufnița. No, no, moon, said Owl. It is kind of you to like my way, but you must stay up over the sea. Where are you? Look so fine. Owl walked on a little farther. He looked at the sky again. There was the moon coming right along with him. Dear moon, said Owl, you really must not come home with me. My house is small. You would not fit through the door. And I have nothing to give you for supper. Așa, deci ce făcea luna tot? Îl urmărea, da? Urmărea bufnița, urmărea și bufnița i-a spus să nu urmărească. Are o căsuță mică și luna nu va încăpea în acea căsuță. Owl kept on walking. The moon sailed after him over the tops of the trees. Moon, said Owl, I think that you do not hear me. Owl climbed to the top of a hill. He shouted as loudly as he could. Goodbye, moon! Așa, bufnița a urcat pe o stâncă și a spus la revedere, lună, da? The moon went behind some clouds. Owl looked and looked. The moon was gone. It is always a little sad to say goodbye to a friend, said Owl. Owl came home. He put on his pajamas and went to bed. The room was very dark. Owl was still feeling sad. Așa, deci luna a plecat după nori, da, s-a ascuns după nori și deja bufnița nu vedea luna. Așa, și era un pic trist. All at once, Owl's bedroom was filled with silver light. Owl looked out of the window. The moon was coming from behind the clouds. Moon, you have followed me all the way home. What a good round friend you are, said Owl. Și când a privit din geamul dormitorului, a văzut luna și s-a bucurat enorm de mult. Then Owl put his head on the pillow and closed his eyes. The moon was shining down through the window. Owl did not feel sad at all. Așa, și la final, bufnița a dormit în patul ei și luna lumina în geam, da? Așa, v-au plăcut aceste două povestioare? Sper că da. Și mie mi-au plăcut foarte mult. Sunt și amuzante, dar sunt și despre o prietenie dintre lună și dintre bufniță și despre aventura bufniței cu acele două denivelări ciudate. Și dacă astăzi am citit aventurile acestei bufnițe minunate, eu vă propun să facem o aplicație. De asemenea, o bufniță. Iată așa, o bufniță interesantă. Da? Priviți-o. Așa, doi ochi mari, cum are și bufnița, da, și sprâncenele astea ridicate în sus. Bine, pentru aceasta avem nevoie de
Desigur, hârtie colorată, așa e, așa, un cerc cu diametru 12 cm, apoi un cerc mai mic, undeva 7-8 cm. Aveți nevoie de un oval pentru capul bufniței, aveți din nevoie de niște cerculețe de 5 sau 4 cm diametru, 3 de aceeași culoare, 3 portocalii, eu am luat. Și două cerculețe, așa, unul mai mare și unul mai mic, de aceeași culoare, dar unul este de 4-5 cm diametru și aici cred că sunt vreo 3. Și pentru ochișori avem nevoie de două cerculețe albi mare și doi cerculețe negri cu cerculețe mici albe aici. Așa, eu deja le-am făcut. Bine, deci prima ce facem, corpul bufniței, da? Pe cerculul ăsta maro lipim, cerculețul ăsta mai mic, facem burtica. Așa, bine. Aveți nevoie de clei și de un farfece. Bine, haideți să îl lipim. Repejor. Așa. Așa, l-am lipit, da? Vedeți, aici jos îl lipim. După aia îi lipim capul bufniței. Așa, din acest oval. Așa. Iată așa. Am lipit și capul. După ce am lipit capul, trebuie să facem ochișorii și sprâncenele astea amuzante, ridicate în sus, da? Pentru asta avem nevoie de așa un cerculeț. Îl îndoim în jumate, în felul următor, da? Și îl decupăm aici, la mijloc. Iată așa. Primim așa două semicercuri, da? Așa, și le lipim la bufnița noastră, pe capul bufniței le lipim. Așa. Așa. Și următoarea o lipim aici. Iată, în felul următor, da? Am lipit. Și acum avem doi ochișori. Doi ochișori. Ochișor foarte mare are bufnița. Mari. Și lipim tot aici pe față, deasupra sprâncenilor. Acum și eu o să vă arăt mai aproape, să vedeți cum am lipit și eu. Iată așa. Ia, priviți. Așa, ați văzut? Așa deasupra sprâncenilor. După aia lipim ceilalți doi ochișori. Încă două cerculețe lipim. Aici. Ia priviți. Așa. Da? Se aseamnă, da? Bine, mergem mai departe și lipim ochișorii. Aplicăm cleiul. Și lipim aici, în mijlocul acestea albe, la aceste două cerculețe albe. Iată așa. Ia priviți. Așa. Ce-i mai lipsește bufniții noastre? Așa. Ciocul, da? Uite aici. Așa. Noi îl facem dintre acest cerculeț. Ce trebuie să faceți? Îl îndoim în jumate. Iată așa. Îl decupăm la mijloc. În mijlocul. Așa. Și apoi acest semicerc îl mai îndoim încă în jumate. Și îl decupăm cu farfeca. Și iată, am primit așa o figură. Da? Uitați-vă aici un pic rotundită, dar aici are două, are un colț, așa, două laturi care formează un colț. Așa, un vârf. Și îl lipim la bufnița noastră. Iată așa. Așa, fața bufniței este gata. Mai avem nevoie de ce? De lăbuțe, da? Aici. Așa, aceste lăbuțe le facem din cerculețul ăsta mai mic. De asemenea, îl îndoim în jumate. Facem același exercițiu. Și îl decupăm.
Și apoi le lipim aceste două semicercuri, le lipim la bufnița noastră. Bufnița noastră este gata. Așa. Ia priviți, ți-a seamănă, da? Două bufnițe. Așa. Bine, dragii mei, sper că v-a plăcut și cartea citită astăzi. Sper că v-au plăcut și aplicațiile noastre de astăzi, aceste două bufnițe. Eu vă zic să aveți o săptămână cât mai reușită și vă zic la revedere!